10 doctori și un asistent medical au participat la un curs internațional unic în România. Curs ce a avut loc timp de 2 zile la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Cursul internațional Stop the Bleed a fost ținut de Capsarius Academy din Germania și este acreditat de un colos în medicina de tactică militară cu peste 25 de ani de experiență. Cursul nu este ieftin și a fost sponsorizat de Transgaz și Asociația pentru Prevenția și Lupta împotriva Cancerului, plus 2 persoane particulare. Un efort special a fost făcut de reprezentantul Capsarius Academy din România, care este inițiatorul acestui proiect și care a fost la Reșița. Această firmă a fost pentru prima dată în România și deoarece medicii și conducerea Spitalului Județean de Urgență din Reșița au lăsat o impresie foarte bună, Spitalul Reșițean va colabora cu Capsarius Academy din Germania pe o perioadă de minim 10 ani. Managerul Spitalului Județean de Urgență Reșița, doctorul Cosmin Librimir, participând la acest curs, a explicat ce înseamnă medicina militară și de ce este important să învețe și astfel de tehnici doctorii și personalul medical civil. Este vorba de un curs de medicină tactică sau medicină militară. Spre deosebire de medicina civilă, medicina militară se confruntă cu mai multe probleme, și anume au lipsă de resurse umane, deoarece sunt foarte multe victime și personalul care este în zona caldă, de unde recoltează victimele, sunt puțini, deoarece sunt în deplasare, au o lipsă de materiale, nu că nu ar fi bani să fie cumpărate, ci pur și simplu că nu se pot aduce atât cât ar trebui. Și atunci ei trebuie să improvizeze anumite lucruri pentru ca persoana rănită să ajungă într-un spital. Ordine de idei, lucrează într-un mediu ostil. Acest lucru se poate, ca să zic așa, aduce și în medicina civilă, unde ai putea să ai niște apasionatori agresivi, să fii pe autostradă și cineva să nu fie atent și tu dai primul ajutor și poate să te rănească. Poți să te duci la cineva acasă și să nu poți intri care, știu, 3-4 câini agresivi. Altă situație în medicina militară este că situațiile sunt întotdeauna unice, nu ai cum să le anticipezi și atunci necesită o atenție sporită, o atenție distributivă sporită. Deci el trebuie să se concentreze și pe pacient, trebuie să fie și atent să nu fie împușcat și așa mai departe. Ei întotdeauna au leziuni grave, multiple, deci un pacient poate să aibă amputate ambele picioare, poate să aibă o leziune de torace și să se vadă plămânul și ei trebuie să le managereze pe toate repede și bine. Ca și medici civili, dacă vine cineva care sângerează, încercăm să oprim hemoragia cum știm noi, să încercăm să coasem vasul de sânge, să-l pensăm și așa mai departe. Ei nu au această posibilitate imediat și atunci folosesc garoul. Și na, concluzia mea a fost în felul următor. Medicina civilă nu folosește garoul, medicina militară folosește nenumărate garouri. Beneficiul acestui curs este că în timpul pandemiei i-am realizat că avem și lipsă de resurse umane, avem și lipsă de materiale, era și mediul acela ostil cu costume și așa mai departe. Mi-a trecut, ca să zic așa, prin cap că ce bine ar fi fost dacă noi aveam o pregătire sau o colaborare cu acești medici militari care ne puteau împărtăși din experiența lor și altfel, cum să zic, eram și noi mai eficienți, mai... Că una e să iei un medic din spital și să încerci să-l pui să ajute la evacuarea unor victime când el n-a făcut asta niciodată. Și de aici a plecat un proiect frumos și acel proiect frumos s-a concretizat în momentul în care am dat de Medele Adrian, care este inițiatorul acestui program și el este reprezentantul lui Capsarius Academy în România. Capsariusul a venit pentru prima dată în țară și a venit la Reșița. Nu știu în țară dacă sunt alte contracte de genul ăsta, dar am așa un sentiment că nu cred că sunt. Medicii au fost așa, doctorul Tortolea Cosmin Ion, Tăucean Andrei de la Arad, Artinescu Ilie de la noi, doctorul Cotrău Radu, tot de la noi, doctorul Ulineschi Valerică, doctorul Achim Mircea Nicolae, tot de la noi, doctorul Trebuian Iosif Cosmin, tot de la noi, doctorul Vlăduțu Robert, tot de la noi și doctorul Trica Emanuel. Și un asistent medical. Un asistent medical, Dragomir Alin, care este la chirurgie la Caransebeș.